Romeo Dunca și Coco Galescu, alpiniștii de suflet ai României, au reușit să se întoarcă în țară în această dimineață. După ce o furtună de zăpadă i-a ținut captiv la Polul Sud, cei doi și-au încheiat cu bine expediția. Au îndurat frigul și condițiile grele pentru pasiune, dar și pentru renumele țării noastre. Frig, foarte frig, dar până la urmă s-a terminat cu bine. Și mulți oameni au răsuflat ușurați. Drumul de întoarcere a fost foarte greu. Suntem de 4 zile pe drum. Am schimbat 6 avioane. Foarte greu a fost. A fost o expediție care pot să spun că a meritat. E o experiență inedită pe care nu cred că o să mai încerc. De ce? Păi ajunge. De aceeași părere este și fetița lui Romeo Dunca. Ți-a fost dor de tata? Da. Nu mai lași plece? Nu. Nu mai lași. Cel puțin nu pentru o lună. Temerarii au fost nevoiți să parcurgă pe schiuri 250 de kilometri la minus 30 de grade. Prin frig, cu mâncare puțină și fără pic de căldură, cei doi au făcut față cu brio expediției și și-au atins scopul. Coco, cum te prezinți când mai ai în jur de 25-30 de kilometri până la pol? Te simți bine? Încă nu mă gândesc, că știu că mai sunt 3 zile de tras și azi a fost o zi lungă. A fost destul de mult. A fost foarte greu să-și vadă un coleg răpus de frig și de efortul fizic depus. Unul dintre colegii noștri de expediție din Norvegia, la un moment dat, a fost epuizat, a simțit că nu mai poate să meargă. Am luat decizia să-l ajutăm, să-l transportăm pe sanie. A fost greu, dar au fost și mai multe momente frumoase. Nimic nu se compară cu asemenea experiență, iar peisajele sunt de neegalat. Iar întoarcerea, spun cei doi alpiniști, a fost chiar mai dificilă decât drumul până la Polul Sud. Avionul cu care urmau să plece nu a putut ateriza din cauza vremii proaste, așa că au stat 3 zile în plus în condiții extreme. Cu gândul acasă, au reușit să se întoarcă totuși cu bine.